De multe ori suntem întrebați care este aportul statului la inițierea unei afaceri. Cu alte cuvinte, care sunt avantajele oferite de către stat antreprenorilor începători. Să știți că autoritățile vin în ajutorul întreprinderilor mici și mijlocii cu o serie de facilități de-a dreptul binevenite, și anume controlul fiscal al întreprinderilor mici și mijlocii pe parcursul a 3 ani de la înregistrarea de stat a acestora poartă un caracter consultativ, cu excepția cazurilor în care va fi constatată săvârșirea unei infracțiuni. Controlul financiar fiscal de fond al întreprinderilor mici și mijlocii se efectuează o singură dată într-o perioadă de 3 ani. La elaborarea unor noi acte normative, autoritățile vor fi obligate să evalueze impactul pe care aceste acte îl pot avea asupra întreprinderilor mici și mijlocii, astfel că impunerea unor noi sarcini administrative va fi în mod obligatoriu însoțită de eliminarea unor sarcini existente. Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de o cotă minimă la contractele de achiziții publice, după cum va fi stabilit de legislația privind achizițiile publice. Prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, acestea vor putea să asigure garantarea necesară a unui credit pe care intenționează să îl obțină în cazul în care nu dispun de suficiente gajuri. Să nu uităm și de numeroasele granturi și credite preferențiale acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Un exemplu în acest sens fiind Programul Național de Abilitate Economică a Tinerilor, program care se află în gestiunea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și în baza căruia tinerii antreprenori pot beneficia de credite preferențiare în valoare de până la 300.000 de lei, din care 40% reprezintă grant nerambursabil. Nu în ultimul rând, întreprinderile debutante pot beneficia de facilități fiscale sporite, suport informațional, logistic și consultativ pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării de stat.